Tu ce îmi dă de pe măgar? E carne. E măgar, ne? Hei, hei, hei! La plaie, ha! La plaie, ha! La plaie! E mânză, ne, ha! E la plaie! Hai, Bipu! E la plaie! E la plaie, ho! Dai, noro, hai, domnul Paul, mai poți, băi! Să treci, eu nu! Viață multe! De treabă bună numai, când data ajunge! Hei, să treacă domnul Răzvan, la bună! La bună! La bună, Doamne ajută! Oh, numai bine! Hei, ia! Sănătate! Doamne ajută! Păi că nu-i să nu... Ha! Ăștia doi, ăștia ce este aici la muncă? E cum plânge. Ce hâna, când data vii, ce la plaia. Hai, e vorbea. Ce că să ne hai brizu, ha. Hai, ha. Hai la brizu, ha. Hai, la brizu, ha. Hai, nu vă mică, ce arat, ce-a luat lui. Ia, mare. Ia, ia, ha. Hai, ce, ha. E vorbea. E la plaie! Hei! Hai, ha! Hai, căluță, ha! Voi, voi, voi! Să nu ne-i folța! Să nu ne-am tăi! Hai la tată, ha! Hai, frate, pauză aici, noi doi, că noi suntem în... O, dă-i pază, n-aveți! Oho! Păi că noi suntem... Ha, fie! Oricum, bai, sunt tineri tăi, nu se lasă, ăștia numai înainte știu ca cum ați văzut că mărciunii ăștia. Cum are calota roșu? N-avem treabă. Când e de făcut o treabă, merem înainte. Că-i la deal, că-i la vale. Bine v-am găsit. Bine ați venit la noi, la Călimani. Bine v-am găsit și eu. Ia, m-am ajuns și noi. Frumoși, voioși. Oi, 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 ia când vedem vremea asta bună. Am fost și supărați, vă dau zile, că ne-au dat ploaie de numai noi am știut. Am mai bine că ani vremea bună și...
Am ajuns cu bine. Ia ieși încă o luni, mere treaba bine. Dar de unde veniți? La Budacul de sus. Budacul de sus, județul Bistrița. Da. Câte zile ați făcut până aici? 3 zile. 3 zile face. Și care traseu? Din Budacul de sus? Păi Budacul de sus, pornim. Prima noapte ajungem acolo la Trihotară, Poiană, în Căufuri. Acolo noptăm. Apoi următoarea dimineață pornim iară la drum. Ajungem la Burgău, la Cerha. Acolo e a doilea noapte. Iară stăm acolo. Că nu-i nimeni, stâna-i gaul, avem stâna acolo, condiții ca la noi aici. Staur. E bine. Apoi pornim iară la drum și a treia zi, după amiază, ajungem mai la noi, la Dumitrilu. Și are aici unde suntem noi, e Ruginau, sa partea asta încolo către Pietrosul, cum se vede. Aia dincolo, unde stâna-i Dumitrilu, că așa-i denumirea. Care bucată de drum a fost așa mai dificilă pentru voi? Păi a doua zi mai grea, mai lungă. E mult drum de piatră, mai și lucra la drumuri și-o băga piatră și oile mărâu pe ea. Cam aia e și mai lungă, aia e mai grea pentru ele, pentru noi merim. Pentru ele a fost mai greu, mai dificil. Aveți zone unde vin oile așa una după alta, să înșiră? Avem, numai n-am mai pe circulat pe acolo, numai aici cum ieșim din Haita. Aici e plaiul ăsta la Maria Tereza, aici mai vin să înșiră. Cam pe un kilometru mai bine. Și spune-mi, cum de-ați ajuns voi să aveți aici pășune? Munții păi, Călimani, pe partea asta a Suceavei. Aici și proprietatea noastră a grănicerilor. Urmaș care au luptat aici și aici au câștigat ei atunci, când s-au luptat pentru pământul ăsta nostru, aici au câștigat. Aici li s-au dat bucata lor, dreptul lor. Cine i-l-a dat? Păi și ne-au împărțit atunci pământurile, Maria Tereza atunci au fost după ei. Cam atunci s-au făcut treburile astea. De-aia au pus și denumirile astea, atâte marca plaiurile cu numele ei. Că atunci, pe vremea ei, s-au făcut. Famușini au mai fost și care au fost la conducere, eu nu-i mai știu, numai așa, din auzite, din... Na, ce să vă spun? Îs munți grei ăștia? Cam grei. Îs munți grei, că-s costou și-s munți înalți, așa, și-s... Îs grei și-s oile n-au, cam multe, la oaltă. Sunt pădurile, spicături, nu-s curățite, ăla-i baiul, că dacă ar și curățite, n-ar și atâta de grei. Dar sunt multe spicături și... Trebuie să faceți loc cu drujba? Mai facem și loc pe unde avem de trecut, mai curățăm, că putem trece, că dacă trebuie tă să deviezi, nu poți mai arăta pe un loc. Am văzut că ați venit cu cai, vă ajută mult. Ei, tot ce ați avut, ați pus pe cai. Ei, mașinile n-au știa aici. Și jeepurile. N-avem acces la mașini. Cu ei, cu măgărușul ăștia, ne salvează pe noi. Punem pe ei mâncare. Aici am ajuns cu ei, de aici când coborâm la mașină, iară ne punem. Și avem brânza, coborâm. Orice pe ei, cu ei ne descurcăm. Și cal și măgar. Cum procedați cu brânza, cu mulsul? A spus că noptați la diferite stâni. Unde ai găsit, treabă bună. Păi găsim că stânile e așa făcute și s-a cam abandonate, nu mai mărgau mine. Și acolo e stână, e strungă. Mulgem că acum am și la noi în Poiană. Amu, bine, mai de mult când era și bârgaune, era plin de oi. Nu te lăsa, numai așa pe o margine trebuie să-ți faci. Așa strungă din buhaș. Și la doi brazi acolo, băteai, dau 3 ruzi, 8 de nylon și acolo stăteai. Nu te lăsa
să treci și cu oile numai așa pe margine, că era plin de oi și grijeau mâinii pe șumia. Am uns gol, poți mai repi un evrei, ia uitați și aici în jur, dacă vă uitați, nu-i nici oi, nimic, ca numai acolo din col de mine, mai niște oameni. În rest, îți găuri. Mai de mult erau mai multe stâni aici. Păi era aia, când Dumitrelu stână, ea aici era stână. Ea acolo în bâș, altă poană, stână. În valea aici de sub, stână. La Boscodeu, altă stână. Mai în valie, în Baba, acolo era altă stână. Se spădea oamenii, se spădea de la iarbă. Am unul să mai spădea, nu mai nimeni, nu ce mai. De câți ani nu mai sunt stâni multe aici? Dar păi venim noi de vreo 10 ani, cam așa. Și tă singur aici? Tă singur, de vreo 10 ani nu mai fost alții, poate mai bine. Poate și mai bine, cam de 15 ani nu mai fost, numai noi suntem aici. Te rog frumos să-mi spui cum procedezi cu cașul, cu brânza. Faci brânza și o pui pe cai. Păi facem brânza aici, am uianit cu băiții ăștia, au venit, m-au ajutat pe plai să ajungem aici, că mai au și ei câte eu dau trei oi aici cu noi și din plășere veniți, dar de aici încolo rămânem doi, o săptămână doi, o săptămână alții doi. Și când e la o săptămână, brânza o punem, o împachetăm pe cai, coborâm la vale, pe izvor, coborâm la mașină, până unde vine mașina. Dar pe timpul drumului, pe timpul drumului. Pe timpul drumului am adus-o pe ei aici. Am adus-o pe ei. Nu se strică. Nu, păi brânza nu se strică. E. Poate sta 10 zile, dacă e scursă și nu are zări. În ea n-are ce să se întâmple. 10 zile poate să stea liniștit, să dospească, că n-are nimic. Spune-mi, te rog, cu cine ai venit aici? Cine-s băieții? Ai spus că sunt băieți care au și ei animale. Păi zi aici și nu meu, are și el oi. O veni cu mine aici, ne ajută când e nevoie. Aici și colegul meu care e aniste jos. Marius, el cu el umblăm, aici suntem colegi la oi. No, și ăștia la alții, Paul, Alcin, Cinu Ionuț, cine Răzvan, Paul. Lică-i anii moldovani, el cu oile și el îi plac oile, are și el niște oi aici cu noi. Vine de plășere, că nu mai fău de când era bai mic, de când avea 15 ani. Fău și el pe aici, la munce, strungar și cum o fău ca oameni atunci, am un nou, mai fău de atât ai și am un... Eu fac cu plășerea să mai vie, să mai vadă. Păi cine mai are? Mă bucur că ai putut să o organizezi, sau nu știu cum v-ați organizat, atâția băieți tineri și toți tineri să veniți așa la drum. Păi mai rar găsești așa, cam știi? Cam în tot anul ne organizăm așa. Pe tot așa, tot anul, 9 persoane? Îs câțiva din ei, cam jumate care tot anul vine cu mine. De plășere așa pe aici. Mă ajută, facem treburile ce trebuie. Le place natura să iasă, să... Le-aș lasă timpul lor liber. Îs trei care s-o luau concediu, tăți s-o programa concediu numai să vii aici, când a fost de aia am pornit și pe ploaie, dacă ești organizat s-o luau concediu, am zis că e de pornit, pornim, că nu mai putem amâna o săptămână, să vie vremea bună și ei să-și înștiimbe toate treburile. Am venit așa pe ploaie, am pornit și că e bine, am vremea bună, e bine. Ați prins și câteva zile de ploaie, ai spus. Da, primele două zile ne-au dat. E când am pornit de acolo, de dimineața, ne-au dat una într-una. Nu, ne-au dat. O fost bine, că e mai rău când vine o vreme mare și drup pe drumul. Iese un șans, iese valea, nu mai poți trece. Am prins și delea mai de mult odată. I-am scos oile pe o caustă drept la deal, că ne-au rupt un pod apa și n-am mai putut trece la deal pe drum. Și-a venit o caustă așa cu tătul cu braz în drum. O trei să ocolim mult, ne-a încurcat, ia așa nică, cum ai ocolit o caustă de asta, ni erau tăpi deasupra. Te-am mărzeară și am dat la drum, că n-am mai putut trece, așa a venit o viitură. Nu, asta a fost ploaie, cum zicem noi, ploaie mocănească. Odată în ședă, odată într-una.
Și ți s-a întâmplat așa să vină tare viitură din pe munte? Să aducă lemne, chetri, apă, tot? Am prins, dar îs cam 10 ani de atunci, apoi ce mai vine. Am pornit acolo la noi pe Valea Noastră, pe Valea Budacului. Era în timpul amiezii și atunci am fost mulți oameni. Și ne-au prins acolo pe drum, așa au venit o vreme și o norătură. N-ai mai văzut nimic și apoi eu dat. Ceață și ploaie de azi. Venea pe părâu, așa și uite cum era, că lucra taf acolo și era plin de lemne. Prin părâu, păi le-au luat acolo, tăte le-au strâns. Le-am mai tras noi, le-am mai ferit, că dacă nu, era așa o curbă. Dacă nu, dacă ieșea apa drept, vine pe ui, pe noi, pe drum. Și aveam un bunic, că-i mor Dumnezeu să-l ierte, era cu caiul venit să întaurne brânza, cam atunci așa vine. Vine până unde dormeam prima noapte și își luau cașul de seara, de dimineața, și dimineața vine înapoi. Și apoi ne prindea acolo cu tăt, cu ui și cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu, am mai ferit noi lemnile și apa s-a dus, s-a mai oprit și plan, la un moment dat și n-am mai putut trece. Le-am scăupecat, sta la deal, am ieșit într-o poană, am stat noaptea și dimineața am luat alt traseu și i-am dat înainte. Aici în munții Căliman, știi de astfel de necazuri, aici în zonă, să fi luat animale? Nu, aici nu a fost așa cu animalele, că cu animalele sălbatice, în general, nu prea avem treabă așa. Mai umblă ursul, dar n-are treabă, dau când de el să duce. Lupnii n-am prevăzut, am unde câțiva, nu ne-au deranjat. S-au dus, poate s-au mutat în alte părți, dacă nu s-au atâtea animale pe aici. În schimb, vremuri eu mai fost și anul trecut, a fost chiar el cu colegul și cu colegul de acasă, care trebuie să vie. Eu prins în timpul amiezii, iar așa o vreme au venit și au început a pușca braze. O pșicat așa un brad între ui, dar cum o pșica, cu pșica pe altă un pic. Au prins câteva ui, dar numai așa un pic le-au păsat, nu s-a întâmplat nimic. Chiar când sta de amiază, ei numai s-au oferit de o parte și au început a pușca lemnile. S-au rupt pădurea. Căzut așa, cam în 50 de lemni, 10 minute. Da, când au venit vremea, le rupe. Cică pe unul, ăla rupe altul, la altul, mărg unul după altul. Da, un schimb așa n-am avut. Am mai avut de câțiva iară de mult, iară tot așa o vreme mare, era stâna iacul în partea alaltă. Stam în grau pe ala pădure. Atunci ne-au trăznit 15 ori. Tot așa mulgeam sara. Și am venit o vreme mare și când au trăznit odată, fulgerat, nu m-am văzut că cad jos în strungă. În strungă? Era și voi în strungă? Era unul care vinea mult de acasă, era în strungă, eu eram așa la pas, stam deoparte, el era la mult și mai era încă câțiva, încă tri cu el mulgeau. Au zis că și pe ei, eu fermecat așa odată pe mână, nu știu, poate cum ținea mâna pe aoie și de reab. Era plin de apă, era aproape alb de gheață. Și numai cădea oile, au căzut, nu. Din câteva și-au mai revenit, că au mai multe căzute. Da, elea 15, o gata, elea murit. N-am avut ce să le facem. Pe drum, n-ați avut probleme cu animale sălbatice? N-am avut. N-am avut, chiar n-am întâlnit nimic. Fă și vreme așa. Chiar că a fost vremea hâdă, dar nu. În alți ani ați avut? Păi am avut așa, mai dai de câte un urs, ce mai e la nii, dar nu. N-am avut să avem necazuri, să ne strâși animale, ori de aștia nu. Eu n-am, de când umblu lor, n-am prins pe drum. Așa necazuri să avem. Cu animalele sălbatice. Spune-mi, te rog frumos, în Budacul de Sus mai sunt animale? Mai țin oamenii animale? Mai sunt vreo câțiva oameni, dar puțini. Mai sunt încă vreo 4 bocei. Atâta, dar mai de mult era mult. Amul le-au mai vândut oamenii. Alții le-au vândut de tot, alții și-au mai le-au vândut și-o lăvași. Sunt cam puțini în comparație cu cât i-au fost.
fost și el când a fost mic, nu știu câți ai aveai când ai fost strungare. Cât? 11. Auzi, 11 ani. A fost și el strungare. Și am vrea să mai vie, ia, că îi place, mai ține și el câteva oi. Îi plac și îi dragi. Vrea să mai ia. El mă ajută cam în tătană. Vinim. Câți kilometri ați făcut pe jos? De pe ei cam, nu știu, 100, în jur la 100 de kilometri, cam așa jos. Mă plus, minus, nu știu ce asta e. Am așa, că am mai pus un înceaj de-a mea, un șaz de la, cum îi zice, la pas. Apa mă după la poate nu te poți lua, că depinde și cât e în vârț, așa. Că nu vezi că coile nu merg să merg, n-au ce pornești să mergi într-una, ca cum merg pe drum. E mai în vârț, în cau și în coulu. Dar oricum, o trecut peste 100, parcă. Cum îmi zicea el. Și aici e stâna satului, a oamenilor din sat. O parte de oameni. Păi stâna noastră, stâna aia noastră. Stâna aia ta și oile din sat. E, oile din sat, a noastră, mai avem câțiva oameni din sat. Da, cam aici. Știa oameni din sat ce avem noi și au ea așa ni. Mai venim aici cât mai avem. Pășunea asta și cât mai putem și noi, că e criză de oameni. Da, oamenii așa nu prea găsești să te... Care îți nu te înțelegi. Fiecare ar și cu mămăliga lui, cum se zice. Deci mână de lucru nu prea găsiți. He, mai ales aici la noi. N-aude că-l duci la munte. Dacă îi spui că nu mai ai nici semnal, e gata. Ia și noi, n-am greiat cu nevasta de... ieri, dintr-o vreme, da? Când mă duc acasă, mă vede. Iar nici nu prea găsesc un semnal. Slab. Nu stau acolo, în jos, la noi, lângă sat, că acolo ai curent și ai... de tăce. Când îl chem la oi, că mai am un cuscru. Dar spui la el, la Dedean, a filmat oile. Păi el are mai mulți. Păi mai vin așa, el are la oi, are într-una. Poți zic că când îi găsește de vin, prima dată trebuie telefonul încărcat. Ăla trebuie să-l aibă prima dată când merge la oi. Fără telefon nu mai are nimeni la oi. Nu mai s-au mindeat ca mai de mult, n-avea bai. Când vine aici, sta câte dau o săptămână, noi am unești în bani la o săptămână, sta dau și tri. Și o lună, și două luni. Și n-avea telefonii să grească acasă și de-aia, numai dacă coborea unul, poromșea pe ăla ceva, și atâta era. Era atâta tehnologie ca amușul. Amu-i bine că-s de tăte, dai numai telefon și se rezolvă multe cu telefonul ăsta. Orice necaz ai, pățăi ceva, mă atâta să mai poți cauce telefonul dacă ai semnal să suni. În rest, se rezolvă treburile. Da. Și aici la munte cât stați? E cam 6 săptămâni stăm aici. 6 săptămâni stăm aici și cu drumul 7 săptămâni până ajungem înapoi. El e colegul nostru de vreo câțiva ani. Cu el mai venim pe aici. Are plăcerea și el să mai... Dar 11 ani. Să umple pe aici, îi place. La mulțire copilaș. E 11 ani. De și tu de câți ani? Păi la ani. Păi eu am mai mult soție. E pe la 18 ani de atunci, că atunci a murit tata. Și apoi am rămas eu cu... Tatăl tău a fost cioban? Cioban aici au crescut și el pe poienile astea, vară de vară. Apoi eu cât o foie, eu n-am făcut până atunci la urmă. Eram acasă cu lucru, cu astea, că după ce mori n-am avut. Am început, vreo 2-3 ani, am venit așa mai puțin, că atunci era mai mulți oameni și
Vineam așa numai printr-o oi și apoi după aia n-am avut ce face, că na, fiecare ne-a mai separat și a rămas fiecare cu stâna lui, cum e vorba. Era așa, cu șepte, ceva. Acum două, ce-a urit, te uiți în cam gol, nu vezi erau pe nimeni. Erau atâta ciobani? 6-7 ciobani? Da. Cam 5 ciobani, ea era două bocei, doi la un bocei, doi la altul. Unul era la brânză, ăla era bașul. Și apamu, ăla și era la brânză întotdeauna, mai vine cineva de acasă, ba omeia, ba un bai, ba un pretin. Păi era aia, erai mai mulți. E așa, 6-7, 8, depinde cum avea omul. No, vine câte o săptămână, stă aici. A săptămână vine alții de acasă. Era mai mulți, nu, oameni și... Nu mereu pe dincolo atâta, cum merg amul. Am una, dau... Da. Merg în Germania, acolo să câștigă mulți bani, acum în Spania. Ales tineri, tu, nu. Unde mai plac la acolo să fac bani. Ușor nu se fac nici acolo, dar sunt altfel, nu, mai mult, nu pe aici. Dar măcar aici faci ce-ți place. Da. Păi faci ce-ți place și nu te comandă patronul, nu stă nimeni după tine. Să... Și poți să și trăiești după treaba asta. Păi nu, da. trăiești în funcție de cum ai și animale și cum te și gospodărești, cum ai auță de pășune. Păi nu poți trăi că ăla și are 1000 de oi, noi cu 100 de oi nu putem trăi că. Dar ne descurcăm și noi. Dar nu puteți ține mai multe pe hotar? Ține, că pășuni avem, numai trebuie să le putem face și fâncă, n-avem așa utilaje. Să nu găsești oameni. Mai mult lucrăm, n-avem că o sitaure, mai mult lucrăm așa cu mâna. Mai ajutăm cu unul cu altul, așa, între noi, în rest. N-avem sculile, n-au știe de făcut. Mălaiul cumpărat? Da. Cumpărăm și mălaiul. Cumpărăm, că nu are rău, ia, să plătești, să arși și să samini și servicidezi și să culești și să-l faci. Ce-a vine după? Omul să-l aduce la poartă, numai mă să sari cu banul. Păi te nu ia să mai dau porții, măi. Da, ceara zean, ceara fă bine, fost dești în mălaie. Ceara ai putut să te mai, să te apropie, să le cumpere. Un leu, kilo, fost și mai ieftin, o fost bine. Cum a fost cu mine în primăvară? O fost bine? Bine a fost și bine. Bine, îți plătiți. De câțiva aia mă, a fost plătiți, 22 de lei, kilogram. Dacă ai avut marfă bună și o fost bun, ai făcut treabă bună. Bine, am și miei, și brânza e plătită, și carnea, dacă tai ouă. Și o reformă acum e plătită, dacă e de dat. Da. E și o reformă. 4-5 milioane nu ți-o dă nimeni mai ieftine. Îi dau 25 kg, mă dau 10 kg să aibă, așa, normal, și 5 milioane. Nu așa, păi. Tot e bine. Kilogramul de brânză cât e la voi? Cam 40. Am mai dat în primăvară și cu 35, că atunci a fost un pic multă și au avut toată lumea și vă ce face. Ca să le șopți să ți-o poți distribui. De am uipat cam așa, 40 ăla e prințul de amul. La nou, poate în altă parte e și mai scumpă, pe la piață care stau. Au vreme să stai să dai. Noi uităm așa la... Avem oameni din an în an care le-au plăcut, ce mai cată și la anul, care nu găsim ce alții, tot așa. Cum vezi viitorul ăsta, oeritului, la tine în zonă? Păi la noi e bine, e bine, ce pot să zic, dacă ești sănătos și te poți să ne ia de alea și te poți descurca, e bine, nu-i rău. Tătă treaba n-a, să ai cu cine să te descurci. Prima dată trebuie să ai acasă să te descurci și în familie și cu lucru.
Păi, jară trebuie să stai, că noi nu avem oameni, noi nu plătim pe nimeni, noi stăm nu, trebuie să și noi aici, lângă el. Deci nu plătiți pe nimeni? Nu. Noi nu plătim. Și după oaie luați? Ceva bani? Nu, nu, la oamenii și avem, așa, de prin sat, ea ne plătesc la vinerea mare. Când s-a leg, atunci. De-aia stăm noi aici, dacă am plătit pe altul banii de la ei, ar trebui să-i dăm la omul ăla. Te n-am face mare treabă. Și aici un cioban bun, la voi în zonă, cu cât se plătește? Păi că cam de la 3.000 în sus. Dar nu prea îi găsești. Nu știu, vă spun, noi nu am plătit, oameni, nu știu. Deci în fiecare an ați procedat așa? Noi tot așa, noi ne grijim, avem oile, n-au știe și pinga, n-au știe ce mai putem. De așa mai ținem niște oameni și atâta, cât putem noi să le grijim. Cam ăsta e program. Și planuri de viitor, care sunt planurile? Vreți să vă mulțiți turma? Cam așa, dacă putem le mulți. Să se mai rădice niște ajutoare de acasă, că numai te singur nu mai poți. Stăm tot așa pe lău, ia, că e de făcut fâni, trebuie să te gândești, că Ana trebuie să le întreții. Nu, e greu de făcut și fâni, așa. Cu manualul, bine, că sculește, numai să ai bani să plătești, că omul vine, lucră, dacă îngată, trebuie să-i dai bani. Dacă plătești tot, n-ai vreme tu să mergi să-ți faci, iară nu-ți dă bine. Spune-mi, te rog, cum era mai de mult? Voi cum procedați? Cu mulsul, cu coborâtul brânzei, cum era? Acum mai ușor, că vine cu mașina până aproape. Păi tot așa vine așa, tu mai găsești. Te, cam așa era, n-au, de când știu eu, n-am mai venit, când a fost și tata, că mai veneam când luam de la oi, așa o săptămână aici. Tot așa, n-au, era un om, îl plătea, care vine la două săptămâni, cobora, vine alții. Te, cam așa se proceda, înainte mai de mult, n-au, mai spunea bunicul. Mereu, n-au, când era atâtea mașini, dar atunci era să lucra aici, anii la mine, mereu mașini, eu scădi în două, șasuri, în două, șasuri, trece curs, dușea oameni, că lucra zeci de oameni aici. A, și prindea autobusul. Prindea autobusul, și coboră la Dorna, și care avea de mărți mereu. Din Dorna l-au la Bistrița mereu cu autobuzul. Cu ăla circula așa, e jar și nu am mai mărți, mai coborâm cu câte o urdă dau. Coborâm până în gura haicii cu calul, acolo îl lăsăm, avem o cunoștință, o bătrână, la iar legăm, îl băgăm acolo și luăm cursa, ne ducem până în Dorna, dăm și... Ne luăm, dacă ne trece ceva, ne luăm din piață, că acolo e piața și vinim înapoi, iară cu... următorul. Măsura cum o faceți voi? Cum să facem măsura? Să dă după oaie sau măsurați oile? Noi le măsurăm. E câțiva le măsurăm, fiecare cât îi dă oaia. Smulge, fiecare își alege. Smulge oile. Când e gata, măsurăm la toată lumea. 8 găleți dăm noi după cupa. Cupa are 12 deții. 12 deți, cupa? 12 deți, da. Da, și gălețile câți litri au? O găleată, câți litri are? Păi, nu știu, găleată, dacă... Cam o... Ce să aibă? Păi, are... Cam... 12 cupe să aibă. Cam așa. N-am măsurat o găleată. Bine dat. N-am măsurat. Așa am știut, de la părinți, de la tata, așa am știut și așa. Așa au rămas, așa e la noi, la Budacă, pe nu știu, în alte părți. Și alte metode, dau și lapte, dau poate mai mult, mai puțin, nu știu. Și înainte să coborâți de aici, terminați cu brânza, de dat la oameni. Da, noi am terminat aici, în jos. Noi le-am dat-o aici. Și acum vă faceți voi pentru voi. Cred că voi v-ați lăsat mai la urmă. E, da. Facem noi, cam omul, dacă are de la o zi, ori are de la două zile și îl mai pui să vie și până aici și să-ți plătească mașină. Nu se merită. Și apoi și câțiva mai în vârstă, pe ea nu mai pot ieși pe aici.
se lipsește, zice, lau-ți-o voi acolo, nu-i mai trebuie, mai bine și-o cumpără. Da. Și apoi așa organizăm, că avem niște oameni de mai mulți aici, cu noi și ne înțelegem bine cu toată lumea. Când îi le-o dăm acolo, după ce strângem oile, la un moment dat, băgăm pe toată lumea, așa e vrânzuca și aici încolo, apoi mai facem, nu, cât mai dau. Nu v-ați gândit să renunțați? Să zic tu, nu te-ai gândit să renunți? Hai, câteodată te mai și gândești când te mai enervezi și hai una alta mai zici, că le mai vin și a, nu sta mai mergi, când iară te învârși și de înainte mergi. Când vine primăvara, parcă... Când vine primăvara... Abia aștept să vină. Sună omul, ce facem, zice, da, când strângem oile. Că vreau să ți le aduc. Tu ai de la început de an. N-ai ce face. Și sunteți băieți tineri, deci nu vreți să dați înapoi. Nu. Deocamdată nu. Și la voi aici, în zonă, ce oi să țin? Ce oi aveți? Băi, la noi ăștia, cam băli, băli șorce și-s mestecate. N-avem o rasă, n-avem breze, câteva. Cam ăștia, țurcanile ăștia, soile de munce. Ăștia soile n-au știi cu ăștia, așa ne-am... Cam ăștia, mă? Născut aici cu ăștia, de la tăi rasa ce am avut-o de când, n-o știu eu tăi din elea. Mie nu-mi plac, eu nu mă ofte și breze ăștia, o băde din un plan. Ofte și breze, deci tu ocre. Vrei să-ți iubaci și breze? Ocre, de ăștia, așa colorate, băde din un plan. Eu cam băleam, o că e faină, mai țin și câte om și ăștia, da. Și-i bună și-mi place. Și tăte-mi plac, dar nu când în mare cam băli. Cam așa ne-am selectat și berbei și nici băli. Mai el are orice și... Nu știu, anul ăsta poate nu lăsăm ei orice și când e cam strică trebuie. Faceți montă dirijată. Da. Ia, facem două băpteaie și apoi... Ia leg alea orice și și le lăs luși. El mi-are cu blăgă. Spune-mi, rog frumos, cum e iarba aici? E iarba de lapte? După cum văd, e iarba bună. E iarba bună, în primul rând e curată, e sănătoasă. Apă bună, nu mai au, aici n-au colb. Răcauri, mâncă într-una. Merg prin pădure, vii, pe izvor, e iarba bună. E mai crud o țiră și mai găsim noi, știm noi, pe causte, pe tete, alea mele, punea pe acolo și raută și cauște, spâle cu iarbă, de-aia bună și... Aici e bine că e răcaule, aici mâncă una într-una. Și aici și bună în poin, și am uia aici mai măruntă, dar... No, nu mai ești ca mai de mult, era mulți cai, 20-30 de cai. Vă spun, când era mai multe turme, aici era roz, era trifoul. Aici era stână din costână, nici nu lăsa cai. Îi ținea numai aia poiană, ea e din colo, 17 hectare, iară poiană. Numai acolo îi ținea, aici era închis plaiul și acolo îi ținea. Nu-i lăsa pe aici, aici era rau să... Era barberită iarba. Nu, dar mă... dar nu mai aici a fost atunci, nu. Oricum, iarbă bună, comparativ cu alți munți, până mai fost eu, e iarbă bună. Iarbă bună, e de lapte bună, asta. Nu-i părul porcului și de alea, e iarbă bună. Iarbă bună și curată ăla. Baiu, și vremea asta aici, oricât e cald, dar și... Lora mult le place aici când e cald. Atunci le place și... Când e ploaia, păi... E iarba mare și stătuge și merg. Le mai bagi în pădure, prin zmin și acolo, e tătut. Le mai greață, dar pe când e cald, pe le tignește. Pădure, pe la umbră, de n-ai treabă. E o diferență mare între oile care coboară din munte și oile care rămân acasă? Ui, lasă de la munte, le mere mai bine aici. Păi le mere, am așa ca să margă așa de grasă, nu măr de aici, cum o să alea de acolo. Că alea, să zic, o turmau cu boienile astea și să mai aibă una în jurul lor. Și atâta lită tâmblată. Cum asta nu e aici, numai să ne învârtim tătă zi. Dar astea circulă
5-6 km într-o parte și vii și înci înapoi. Am ăla clasă, plătesc din familie, vii. Mărgoțin mai hiteaune, dar când ajung acolo, pe acolo să domnesc și altfel și iarna să țin un pic mai ușor. Așa zicea și bătrânii, că oile de la munce să țin un pic mai ușor iarna, se iernează mai ușor ca alea de la țară. Și așa e. Îți mai sănătau să aici nu vezi colp, să margă prin colp, să nu le vezi din colp, că le bagi pe un drum la apă, ori cu mâns în alte părți. Trebuie să mergi pe drumul ăla, că acolo e apa, n-ai ce faci. Aici mergi, beu pe un evreu, apă, izbaură, curace. Ți s-a întâmplat să te prindă aici viscolul, zăpada? Nu. Nu, ni s-a întâmplat că nu stăm atâta. Nu, ia stăm, ia de-am 6 săptămâni, când e tot strădau 10 august. Coborâm la vale, nu. Și ai spus că mai de mult erau două turme, dar erau și sterpe? Era sterpe și mânzeu. Erau separate. Am și noi de aici am putea face, că pentru caustile astea cam așa ar trebui să le... Să și dau o boteaie mai mici, ar și numai bine, dar păi na, nu poți merge unul la un boteaie, unul la altul. Așa le-am dat la oaltă, merg doi la oaltă, că dau mie fer, poți să mai și pățe ceva. Că aici ani, ce, pe caustile astea, cazul neva jos, numai și ce, până te găsește și te găsește, da? Na, când ești doi, ești doi, nu ești unul. Am mai văzut și câte unul, bugăt cu sterpile. Pe câțiva ite cât e unul mereu. Mereu doi la mânzări, unul rămâne la stână, unul la sterpe, cam așa e. Da, după. Așa le-am dat la oaltă, că cam așa procedează toată lumea, și sterpe și mânzări, tăte. Cum unsul are, nu sunt mai mult de 3 ori. E da ori numai așa. Deci de când urcați la munte, nu mai mergeți de 3 ori, mergeți de 2 ori. Da, păi nu le-am mai mult de vreo 2-3 ani, de vreo 3 ani nu le-am mai mult de amiază. Nici în jos, deloc. Nu, nici jos. Și acolo, seara eram tăi 3, la mus, dimineața iarăși, ziua, unul rămâne la oi și doi merem acasă, nu, la lucru, la și aia. Și acum ce urmează? Ați sosit aici, acum ce faceți? Mergeți, da, jos după cai și mergeți și mulgeți? Dăm jos după cai. Și cu treabă bună îndată băgăm oile la mus, că se apropie ceasul, cred că nu știu cât e. Da, da, are și câte rușe. Da, baiții acolo pregătesc, își pun toate lucrurile la rând, tăiem niște lemne, aranjăm pe aici, mulgem să facem cașul, punem un șaun de carne, niște jinarzi de mere, că de prună nu e bun. Și acum mai vedem noi după aia. Ceva bere, chica în cald. Ce se întâmplă? Cam așa e programul. Da. Doamne ajută. No, hai cu mere și mai facem noi. Merem în șechi trăstină să vedem ce zice, că n-am văzut-o de anul trecut. Merem încolo, hai da-se. Vedem și pe acolo, din un video. Florin, zi-mi dau cuvinte despre câinele ăsta. E un câine foarte frumos. Păi, e un câine, e un cățel, n-are numai 11 luni, mai are până la un an, în 30 face un an. No, e mare, lung, e un câine care îmi place, are și bătaie, o să-l auzim mai de seară, foarte grosă. Ah, l-am adus să învețe, să văd. O mai fost la oi? Nu mai fost, are 2 luni de când e la oi. Că, na, eu l-am cumpărat de cățel, avea 3 luni, dar oricum o fă mare și la 3 luni de tot. Și o fă peste iarnă, a fost acasă, că, na, și când au ieșit oile la pășune, l-am adus. Un câine frumos, de unde ți se trage? Am înțeles că e ceva rasă de pămâhaci se trage. Haita, maică-sa, ceva din rasă de pămâhaci. Nu sigur, dar așa, așa știu. Acum, na. Vezi că
Păi de la o cățea de la Adi Barna, multă lume o să-l cunoască, știu. L-am cumpărat. E frumos, întoarce-l un pic, să-l vedem și așa în lateral, e lung. E foarte lung. Acum... E foarte lung. Năpârlește cățelul, că acum schimbă. Și stă bine și pe picioare, stă, și da, la da, ochi, da, la tot. Vitamine, obicei... am băgat bani grei, el numai eu știu cât. Nu știu nimeni cât bani am băgat. Mi-a fost și bolnav când avea 5 luni. L-am dus la cabinet, a stat 3 ore în perfuzii. Nu a mișcat ca un om. A stat. Și ce nume are? Gruia. Un nume pe măsură. Da. La vârsta lui să fie așa masiv, așa mare, așa frumos. Eu zic că e peste măsură, nu mă așteptam. Să ai noroc la el. Mulțumesc. Și să te bucuri el cât mai mulți ani. Face și treabă, că n-am mai zic unii că sunt mari, dar nu, să știi că nu-i puturos, e tare harnic. E harnic câinile. Auzi, care, na, oricum n-are cum să meargă ca unul care îți dai seama un pic de cățel. Da, mere, e harnic, cu câinii mere, când ajunge și la câini și la orice, se bagă, nu dă înapoi. Și poate, are și de unde, pentru că e masiv. Da, e tare. Îți dai seama asta după ce o să intri și în carne, ce frumos o să fie și mare. Și te-ai gândit să-i aduci o femelă? Păi încă nu cred că știe de femelă. Dar nu, pe viitor, că pentru că ar trebui să duci mai departe. Uite ce frumos, ce frumos stă și pe spate. Așa am vrut să mai iau ceva, să mai iau unul. Să iau o pereche, dacă îi găsesc ceva fain, să-mi fac doi. Ăștia îmi plac, ăștia mi-s dragi. Câinii noștri, rămâne. Bravo. Ăștia și mioritici. Ăștia singurii câini care mă încântă pe mine. Tot ai avut și mioritici? Da, am unul acasă, da. Am unul ăla, l-am ținut anul ăsta acasă, că trăiesc la curte acasă. Anul trecut a fost ăla aici. Cum ți se pară mioritici? Sunt câini nervoși. Sunt nervoși. Sunt răi în gură, tari în gură. Sunt câini tari în gură. Mioritici. O să rămân aici fără tine? Da, păi oricum, el ăsta fără mine, de când l-am dus. E casa la 500, o jumătate de kilometru, dar nu. Nu a venit. Stă, nu știu. E învățat acum, e gata. Avem ceva printre stile alea, hai să ajungem la stână, să vedem ce e acolo. Păi cum să nu lucrăm, omule, să ajungem să ne aranjăm treburile? Ajungem la stână, să vedem ce zice stâna aici în 2003. Hai călusule, hai la tata, hai Brigile, hai! Hai Brezu, ha! Bună, bună! Bună! Bine, pata, le bază, unde e rog! Ia, bă, n-ai văzut pata, ce trebuie să calcă, unde ai? Ce legiți voi? O, brezule, o, la tata! Hai că am ajuns cu bine! Să mă ia și ei! Urat! O, bine, mă, o! Bă, Abi! Bă, mă, dă măgară, mă, iau ieri măgară! Ia zic, frate! Mă, nu greu, să mă spune, nu greu, să mă spune! Nu mai rea, doctor, că și măgară! Beto, ai luat pe aici de cadă aici? Ia, mă, gata, hu! O, blondă, hu! Mergeți, mâncați, că vă luau foamne! Vezi, vezi, o, cu tata, o! Vă s-a vizut să duc pe jos!
Bine, nu se învață cu cai, dar nu-i nebun. La Olimpia, adică, nu știu. Hai, calma! Acho.
Aha. Hai și tot mare. Hop. Hop. Ia. Ei, e bine, zule de ea. Hei. Ala ta ta. Hop. Nu fă la cula mare. Da, mai legi o una la lei. Mai legăm una. Nu, lasă aici că strinsă la o altă. Hop. Da, trec cu vânt. Hop. Hop. Hop, să te faci. Hop. Hop. Ta. Da, e mare. Hai, hai. Hai la ta ta. Hai, I'll take the look at God, I'll take a look at God. Hai, Brizuri, ha! Hai la muncă, ha! Nu m-a pețeat, bă, din urmă! Nu m-a înșepet, ha! Nu m-a înșepet, ia, bă, din urmă, ha! Nu m-a înșepet! Și calvia. Nu am nevoie de sal. No, bine. Bă, mi-a omul de mult, ești nu. Să-l aduc la un drăguț.